șoc de la Kremlin. Vladimir Putin a anunțat o personal, nu participă încă. Președintele Vladimir Putin a venit cu o veste legată de mobilizarea parțială care a avut loc în luna septembrie și s-a încheiat de curând. Recent președintele rus Vladimir Putin a efectuat o vizită în regiunea Tver, acolo unde a declarat că 80.000 de soldați se află în zona războiului în timp ce restul de 320.000 de persoane recrutate se află în taberele de antrenament din Federația Rusă. În prezent, avem 50.000 în unitățile lor de luptă. Restul nu participă încă la lupte, a declarat liderul de la Kremlin. Amintim că în luna septembrie a acestui an, Vladimir Putin a semnat un decret de mobilizare parțială, după ce Ucraina a reușit să recucerească anumite porțiuni din teritoriu. Anunțul mobilizării parțiale a determinat mulți ruși să plece din țară, dar au avut loc și proteste. În urmă cu o săptămână, președintele rus spunea că în cadrul mobilizării au fost chemați la luptă 318.000 de, de oameni. La finalul lunii octombrie, mobilizarea parțială a ajuns la final, iar ministrul rus al apărării a declarat atunci că aproximativ 41.000 de, de oameni s-au alăturat unităților de luptă din Ucraina.